Bună seara, dragii mei, sunt eu, Tarotela, vă fac cunoștință cu noile mele lalele și înainte să vă pun sau în timp ce alegeți, vreau să fac o etalare despre dragoste în luna lui Marte. Aveți de ales între trei variante această inimioară, am zis că dacă e dragoste să fie cu inimioare, nu? Ia să vedeți, e din argint. Chiar e foarte interesant, foarte frumos. Da? Această inimioară, numărul 1, numărul 2, altă inimioară. Așa. Și numărul 3, altă inimioară. Mai și totuși nu port așa de multe inimioare, dar vedeți? Okay, cred că aici a picat ceva, niște nu mai contează. Deci, vă puneți pauză, vă alegeți, dar eu între timp, astea sunt seturile de cărți pe care o să le folosesc. Până la urmă le folosesc pe toate trei la fiecare număr. De câteva zile fredonez o melodie. Eu fredonez, dar nu știu de unde mi-a apărut această melodie în minte, că nu sunt eu totuși cu vaia contius. What's a woman without a man? Without a man. What's a man without a woman? Asta o fredonez de câteva zile și de câteva ore o altă melodie, nu știu, un cânt în creier. Ploua infernal și noi ne iubeam prima sarde. Și iaca, vă las să ascultați totuși melodia asta. Paula Selling, Ploua în luna lui Marte. Sau poate că ar fi mai bine să pun linkul sub video, după ce vă alegeți numerele și ascultați ce ați ales, puteți să ascultați și versurile, că sunt foarte frumoase. Nikita Stănescu, dedicație de la mine pentru voi, pentru luna lui Marte. Marte ăsta care e foarte războinic, dar iată la noi aduce dragoste. Luna martie pentru români este luna iubirii. O să te plouă pe aripi. Haideți că nu vreau să are... O să pun totuși pauză. Să pun linkul. Hai să vedem totuși, dragii mei. V-ați ales? V-ați ales? Ha. Scuzați-mi zgomotele. Deci, numărul 1, cei care ați ales această inimioară, foarte, foarte delicat lucrată. Foarte. Nu știu dacă ați observat, aici este o pasăre. Probabil veți cânta despre dragoste, vă veți simți în al nouălea cer, apropo de zburătoare, da? Și veți simți de ca și când ați cânta, ați zbura. Poate veți comunica, chiar dacă nu veți cânta, veți comunica despre dragoste, veți comunica cu persoana dragă. Dragoste. În luna lui Marte. Ia să vedem totuși situația. Regele de cupe, apropo de pești, rac, scorpion. Ce frumos. Îl pun deoparte, încă n-am tăiat cărțile. 7 de monede. Așteptați de mult timp. Oh, da. Așteptați de mult timp o dragoste adevărată. Ați trecut prin transformări profunde și aș spune că în această așteptare v-ați dezvoltat o sensibilitate aparte, o intuiție puternică și să vedem cum vă ajută aceste calități odată, de două ori, de trei ori. 2 de cupe! Aveți de-a face cu un suflet pereche. Chiar dacă sunt geloși, sunt intervenții, terțe părți sau eu știu câta parte, da, sunt secrete, sunt confuzii, sunt mistere, dar
Dincolo de aceste lucruri, sunteți voi și sufletul vostru pereche. Și chiar dacă nu le-ați întâlnit, urmează să-l întâlniți mai devreme sau mai târziu. Rămâneți în vibrația aceasta înaltă de rege de cupe, de personaj care simte, trăiește, iubește, în vibrații înalte, aș spune. Situație. Opa, regele de monede și regele de cupe, peștrac, scorpion, taur, fecioară, capricorn. Pământ și apă, dau bine. Dau bine pentru că apa și pământul creează nămolul, din nămol poți modela, sculpta, crea, da, zugrăvi, tencui, construi ceva consistent și de durată. Wow! Wow! Apropo de dragoste, avem și dragoste, avem și pasiune. Regele de monede. Cam toate energiile prezente pe masă sunt energii masculine și asul de bâte masculin, cavalerul de spade este masculin, regini, sine, sunt masculin. Energie masculină. Dacă sunteți doamne, cred că o să vă bucurați de o prezență masculină destul de complexă. Avem și apă și pentru că avem doi, ați văzut doi de cupe, chiar dacă regele de cupe vă reprezintă pe voi, au și ei emoții pentru voi, că am văzut doi de cupe. Dar în plus au și pasiune și dorința de a comunica și un anume tip de, cum să explic, dorință de materializare. Acum variază. Nu pot să zic că e mult să ai dorință de a fi stabil, că poate nu ori fi stabil, e totuși un început. Dar e dorință de materializare, că vorbim de materie, da, de pământ. Interesant, la capătul setului de cărți aveți eremitul zodia fecioarei, un mod special, deși nu obligatoriu, un refuz, cineva a refuzat dragostea pentru că a avut foarte multe griji, un stres teribil. Posibil niște situații financiare la distanță care, eu știu, i-au provocat multe dureri, transformări, nesiguranțe, în fine. Însă, dacă a refuzat dragostea și dacă s-a pus tăcerea între voi, dincolo de această tăcere, acest personaj a înțeles, poate și voi ați înțeles, că totuși e pasiune, că totuși e dragoste și nevoie de a comunica. Prima carte foarte importantă, chiar dacă n-ar fi venit regele de cupe și ar fi rămas doar acestea, n-ar fi concentrat pe regele de monede, dar și cea centrală este la fel de importantă sau, eu știu, un alt grad de importanță. Repet, dorința de a fi consistenți într-o anumită formă, măcar material, să vă atingeți, că vorbim de dragoste, să vă simțiți, să vă gustați, să vă aprindeți și eventual să vă stingeți cu apa și focul, da? Să vă aprindeți, să vă calmați, discutați. Central, am zis, este cavalerul de spade. O energie destul de neconvențională și nu o să e brutală, cât bruscă. Posibil că va fi o comunicare neașteptată. O tronc-tronc brusc va întâlniți cu această nouă pasiune. Cu această nouă pasiune. După o perioadă de tăcere. Poate că e o altă persoană. Dacă ați refuzat dragostea, poate e o altă persoană. Dacă nu e o altă persoană, voi știți, voi veți trăi și veți vedea. E aceeași persoană care revine doritor să comunice despre ceea ce simte și ceea ce ar putea, ați putea să, nu zic creați, să materializați. Clarificăm totuși. Regele de monede. Epa. Ops. Regele de monede, interesant. Regele de monede a avut o regină. Squares. O regină de monede. Regele a fost căsătorit. Sau dacă nu căsătorit, într-o relație de lungă durată, poate bazată pe financiar posibil. Și a apărut trei de cupe. Poate că v-a pus într-un triunghi amoros la un moment dat acest personaj, dar faptul că a venit regina de pământ, de monede invers, posibil că partenera sa
Nu era stabilă. Ar fi trebuit să fie stabilă, dar nu era stabilă. Nu intru în detalii, pur și simplu. Da, interesant, s-a oprit la zero. Acest personaj vrea să o ia de la zero. Posibil, cu voi că aveți un as. Aveți un as. Acum, dacă voi vă regăsiți aici, în această poziție, ca și bărbați, știți că vreți să o luați de la zero și eu vă confirm că energiile vă susțin. Hai să vedem totuși. Cavalerul de spade. Posibil vreți să o luați de la zero cu acest personaj care vă echilibrează emoțional și vă și aprinde. Vă și nu instigă. Vă trezește la o nouă viață. Cavalerul de spade. Te rog frumos, clarificăm. Cavalerul de spade. Sau poate voi vă separați de această energie și începeți ceva nou, iar încercați să vă adaptați mesajul, pentru că chiar nu pot să dau toate scenariile, sunteți mii totuși, mii. Uneori în zilele bune, în lunile bune, sunteți chiar 10.000 care ascultă. Și atunci totuși. Cavalerul de spade. Bărbați, femei de diferite generații, diferite cărți natale, astrale. Cavalerul de spade, care reprezintă comunicare bruscă, acțiune bruscă. E cel mai curajos. Și cavalerul de bâte este, dar ia uite, foc, are multă pasiune pentru voi acest personaj. Foc, foc, foc. Și puterea. Vrea să se lupte. Vrea să se lupte, să aveți un succes împreună. Posibil a fost separare. Am văzut eremitul. Eremitul am mai discutat la etalarea, am explicat la numărul 2 și 3 de la etalarea pentru martie. Și poate am explicat de-a lungul timpului. După turn, ar trebui să urmeze steaua. Da? E 15 numărul toxic, diavolul, 16 turnul, diavolul și toxicitatea la un moment dat trebuie să bubuie, să explodeze, da? Și apoi să apară 17 steaua, vindecarea. Dar, pentru că steaua este o energie foarte îndepărtată, după turn apare, de fapt, eremitul. Este eremitul care caută steaua. Trebuie să caute prin ruine și să călătorească spre un nou început. Spre vindecare, apropo de azi de bâte. Așadar, dacă a fost tensiune și apare steaua, da? Dacă a fost turnul, în acest turn, separarea între voi, în tăcerea care a urmat separării, a început să se producă vindecarea a voastră, a lor, a persoanei care vine cu această energie nouă, a persoanei vechi care se îndepărtează de persoanele dezechilibrate. Vedeți care sunteți aici. E un rege și o regină de monede. Și un trei de cupe, un al treilea element. Cu alte cuvinte, două suflete karmice și două suflete perechi, am văzut doi de cupe. Care e în acest triunghi? Că sunteți a treia persoană, că sunteți persoana care vă separați de acest personaj, vedeți. Însă, separarea aduce vindecare. În timp, durează. Trebuie să invocați, să zic, invocați această victorie, această transformare. Această regăsire a puterii a voastre și eventual acest personaj trebuie să-și regăsească puterea dacă s-a separat acest personaj de cineva din viața sa, energie feminină foarte materialistă sau inconsistentă, instabilă, mental, emoțional. Poate această persoană l-a pus într-un triunghi amoros și atunci și-au rezolvat problemele. Însă, cavalerul de spade are multă pasiune. Mai dăm o carte pentru asul de bâte. Pentru asul de bâte. Prințesa de monede. Prințesa de monede e un soi de vale de monede. Valetul este doritor să cunoască, să descopere și să construiască. Repet, dacă cineva s-a separat de o altă relație karmică, acum este doritoare să-și reconstruiască viața cu altcineva stabil, cu care are și pasiune, cu care are și sensibilitate. 7 de spade.
de spade cam fuge de dragoste. Probabil că a fugit acest personaj, dar a fugit pentru că a avut de rezolvat aici ceva. Ce am povestit, puteți să reascultați. Dar magnetism mare este între voi, 6 de cupe. Ies și dorința de împăcare, e și dorința de a manifesta un nou început, nu doar pasiune, dar și stabilitate într-o anumită formă. Intuiția le spune să aleagă. Ia uite, asul de bâte iar, să aleagă. Eventual intuiția vă spune să alegeți. Vedeți la ce persoană vă folosiți voi aceste informații. Dăm și pe foc, mai dăm o carte. Deci magnetism, atracție mare, puternică între voi. Am zis că puteți să vorbiți despre dragoste. Cavalerul de spade vorbește. Clarificăm focul. 8 de monede. Da, vrea să construiască. 2. După acea așteptare pe care am văzut-o mai devreme, v-a pus în așteptare eventual acest personaj. Poate că va trebui să mai așteptați până devine independent, până sau independentă, până își reglează. Dar totuși apare un 8 și încă un 9. Se poate redresa situația dintre voi, dacă vreți, evident. Da, a fost, iau-te, situație toxică, Lilith. Conflicte sau 9 de spade, stres. Jokerul, iau-te. Personajul care intră și strică lucrurile. Intră în viața unora, altora și strică lucrurile. Și poate deja era intrat, poate era deja în relație personajul care strică lucrurile. Iar variază de la un la un. Totuși vorbim despre o dragoste. Mai dăm o carte pe 7 de spade. Da, vedeți, a venit vulnerabilitatea, dar invers. Acest personaj... Eu așa văd. N-a vrut să fie vulnerabil. Și a avut sentimentul de... Împăratul a venit invers. Probabil că era în prim proces de rezolvare a acestei probleme. Regele și regina de monede invers. Nu știu ce este. Căsătorie. Relație de business. Da, este căsătorie. Marele preot. Mai dăm o carte pe 3 de cupe și regina de spade invers. Probabil că v-a mințit, nu v-a mințit, nu v-a spus, v-a ascuns faptul că sunt un pic dezechilibrați, că nu pot să fie deschiși din cauza că au experimentat un personaj dezechilibrat, lipsit de consistență, supermaterialist. Regina de pământ este stabilă, este concentrată pe realitate, dar când e invers devine exagerat de materialistă sau lipsită de consistență, de asumare, de... fidelitate, de loialitate, de ce vreți voi. Mai dăm o carte. Clarifică în regele de monede prin regina de spade. Ia uite, nu știu, poate a fost o chestiune de avort, vreun copil. Sau nu s-a putut concepe, nu s-a putut crea nimic în acest context. Și când cineva își dă seama că nu se poate, nu se poate. Asta e. Acum, dacă e situația voastră, o recunoașteți. Dacă e doar situația lor, la fel. O veți afla, o veți descoperi. Mai dăm o carte pe 8 de monede și foc. Ia uite, îndrăgostiți-i, măi. Da, a apărut dragostea. Care echilibrează după o perioadă de dezechilibru. Că vedeți, e pe orizontal.
Putea să fie dezechilibru, că acest personaj era dezechilibrat din cauza a ceea ce experimenta. Posibil dragostea voastră, dragostea regele de cupe, a început să-i echilibreze. A început să-i echilibreze. Și aici este dorința de a cuvânta cuiva, de a exprima pasiunea. Și dorința 8 de monede merge invers. Dorința de a investi cu răbdare. Ia, hai să vedem dacă se confirmă. Clarificăm în continuare cavalerul de spade. Focul și 7 de monede. Să sperăm că nu aveți parte de un aventuros. Totuși, cavalerul de spade, chiar dacă e cavaler, nu e chiar așa ca cel de bâte. Concentrat, musai, pe sex. E mai mult impulsiv în comunicare. Apropo de pasărea pe care am văzut-o mai devreme, cineva va comunica. Clarificăm totuși cavalerul de spade prin foc și 8 de monede. Pentru numărul 1. Haide, te rog. Ce aici? Luna. Foarte emoțional. Dacă sunteți pe ștrac scorpion, posibil acest personaj vrea să investească în voi. Sau se gândește obsedant la voi. De ce? Pentru că taicii îi echilibrați. Aici este apă și foc în echilibru. Îi echilibrați. Voi sunteți independenți, independente. Ei tocmai acum învață cu valetul de monede să devină, pentru că n-au fost nici vulnerabili, nici stabili prin ei. Sau dacă au fost stabili prin ei, i-a destabilizat partenerii, partenerele. Da. Acum voi alegeți ce vreți să manifestați. Eu vă povestesc. Ia uite, eremitul, de două ori. Nu e obligatoriu să fie zodia fecioare, evident, dar a fost o separare între voi. Eu cred că vă cunoașteți. Ia uite, 6 de spade, 5 de monede. Cineva a plecat, probabil că era, ia uite, regele de monede și 3 de cupe, regele de monede și 3 de cupe. Mai, și steaua. Chiar dacă acest personaj avea pe cineva în momentul în care v-ați întâlnit, întâlnirea dintre voi, poate chiar și aventura, a adus multă vindecare. Însă, acest personaj a trebuit să se întoarcă la treburile sale să-și rezolve problemele, chiar dacă v-au părăsit temporar. Eu așa simt, așa povestesc. Dar cât timp au fost departe, s-au gândit la voi? Cum ați fost împreună sau cum, ce frumos ar fi să fiți împreună? Aici sunteți voi în viziunea lor, în singurătatea lor. Hai să vedem energia intimă dintre voi și acest personaj. Repet, nu știu despre cine vorbesc, despre eremit, despre personajul care iese dintr-o relație bazată prea mult pe financiar, pe material, sau vorbesc despre personajul sensibil, echilibrat emoțional, care așteaptă de mult timp o dragoste adevărată, să zic. Energia intimă dintre voi o dată, de două ori, de trei ori și tăiem. Ia uite, se schimbă energia. Probabil că dacă a fost tăcere, va fi comunicare. Nu întâmplător ați ales o inimă cu o pasăre. Și când vorbesc de monede, chiar dacă zic convențional, taur, fecioară, capricorn, sunt energii, sunt case, nu e obligatoriu să fie zodie, ca să înțelegeți. Ia uite, iar eremitul. Trei de cupe iar. Mai, regele de monede. În primul rând, acest personaj, tocmai pentru că el nu poate să fie el, zic la el că e masculin, energie masculină, nu poate să fie vulnerabil, adoră faptul că celălalt sau cealaltă este vulnerabilă, este
Feminin, feminină. Vedem o carte. 6 de spate. Regina de pute. Da, chiar dacă v-a pus în așteptare, acest personaj v-a urmărit. V-a urmărit și cred că a așteptat. V-a urmărit pentru că voi aprindeți, uitați, asul de bâte la voi sau între voi. Când voi sunteți împreună, asul de bâte se manifestă, se apar scântei, apar, eu știu ce, flăcări. Clarifică merenită. Deci tăcere, izolare. Acest personaj a tăcut, s-a izolat și a analizat pasiunile pentru din trecut versus pasiunea pentru voi. Pentru că în preajma voastră s-au simțit înflăcărați, având consistență, având sensibilitate, deschiși să lase în urmă trecutul tulbure și să meargă spre un viitor senin. Eremitul, clarificăm eremitul. Odată. Clarificăm eremitul. Odată. De două ori și tai. V-a urmărit cu eremitul și valetul de spade, v-a urmărit tot timpul. Ia uite, împărăteasa! Își dorește cu împărăteasa și cu trei de cupe. Acest personaj visează să, dacă sunteți doamne, să aibă copii cu voi. E un vis, acum știți cum e. Apropo de pasăre, vrabia, mulai visează. Dar dacă lucrurile permit și voi veți permite, există posibilitatea, da. Cât timp a fost tăcere și au adus aminte cât de frumoase sunteți, cât de frumoși sunteți și au înțeles că eremitul gândește, nu stă cap. Da, ia vedeți cărțile sau nici nu aveți voie de fapt să le vedeți. Da. Am zis să vedeți și florile. Astea sunt cărțile. Hai să dau un pic mai jos. Pic. Măi, dar nu pot să dau mai jos. Am zis, eremitul gândește, este Mercur. Mai ales în Fecioară analizează. Probabil că i-a fost dor. De tot ce a simțit în preajma voastră. Trei de cupe. Odată. Două. Ia uite, vedeți, e un nou. Aici e femeia, mama și oul. Eu cred că a fost totuși un divorț sau ceva cu regina de spade, dar... Șapte de monede. Fost dispus să aștepte. Cred că și voi ați aștepta și ei v-au aștepta. Cred că v-ați așteptat unul pe celălalt, pentru că vă simțiți foarte bine împreună. Și cu așteptarea, când vorbim de momente intime, sunt oameni care nu se grăbesc. Le place să exploreze corpul partenerului și să aibă un preludiu cât mai îndelungat. Regele de monede, o dată, de două ori, de trei ori. Ia uite, justiția, a trebuit să fie în echilibru ca să fie cu voi. Vă vine să credeți, voi știți mai bine, ia uite, nebunul. Și am văzut mai devreme nebunul când discutam despre acest rege de monede. Șase de cupe, i-a fost dor de voi. Dacă a fost tăcere, i-a fost dor de voi. Șase de spade, o dată, de două ori, de trei ori. Roata norocului, se schimbă energiile în această perioadă, în martie. Patru de monede. Da, aș spune că...
Totuși, către ce mergeam? Ia uite, către asul de bâte. Asta, simțeam că patru de monede este energia karmică, energia de care se separă acest personaj sau poate voi. Pentru mine, la patru de monede, nu e foarte multă pasiune sau dacă e, e extrem de controlată, din diferite considerente. Poate unul e pasional și celălalt, nu. Dar în acest context, cred că vorbim de un personaj care a avut un partener sau o parteneră plictisitor, plictisitoare și de care vrea să se îndepărteze ca să vină înspre voi, sau poate voi, eu știu. E vorba de un nou început, asul de bâte. Nou început. Ia uite, către stea. Am zis, eremitul merge către stea, către persoana predestinată cu care vrea să aibă victorie. Inclusiv, chiar dacă sunt gelozii, chiar dacă sunt mai geloși, sunt dispuși să lupte, chiar dacă atrageți atenția altora, sunt dispuși să lupte pentru atenția pe care consideră că o doresc de la voi. Dar, asul de bâte. Am zis, magnetism, ați văzut mai devreme, când sunteți împreună, ardeți până la ultima cenușă, zic. Fier de cenușă, până la ultima... N-am zis bine, n-am zis corect. Ardeți total, ce să zic. Iar, acest personaj vrea să aibă... E visul lor, visează cu steaua. Visează. Să fiți împreună, să vă vindecați. Da, momentele sexuale care sunt între voi sunt vindecătoare. Sunt vindecătoare și mă mir că n-a apărut doi de cupe și asul de cupe, dar aveți trei, aveți împărăteasa. Și asta exprimă că pe lângă pasiune este și multă dragoste. Și că veți face dragoste dacă vă permiteți acest început. Cine ar fi? Ia uite, 10 de cupe. Păi da, o schimbare de energie. Da, acest personaj este, să zic, disperat, obsedat să schimbe singurătatea, abandonul cu împlinirea, satisfacția totală pe care o găsește în preajma voastră. Inclusiv din... Ia uite, 9 de cupe unde am deschis, da? Satisfacție totală, vulnerabilitate. Vrea să fie vulnerabil pentru că n-a fost cu nimeni. Vulnerabil, vulnerabilă. Cu nimeni n-a fost. Da, cam asta este. Sper că v-a plăcut, dar nu plecați încă să mai iau un mesaj. Iar vorbesc o jumătate de oră. O dată. De două. De trei ori. Ia că ăsta a vrut. Lucrurile sunt mai profunde decât par a fi. Probabil ce am încercat eu să explic acolo la regele și regina de monede invers, la lucrurile care nu au fost expuse din lipsă de vulnerabilitate sau de încredere sau de control sau de experiență relațională, nu neapărat sexuală. 22 se însemne ceva pentru unii dintre voi, 7 la fel. Singurul lucru real este dragostea. Posibil acest personaj asta a înțeles. Singurul lucru real este dragostea. Și dacă a refuzat-o până acum, în triunghiuri amoroase și în aventuri, sau persoana din preajmă i-a trădat, că asta înseamnă lucrurile sunt mai profunde. Nu știți exact ce s-a întâmplat în perioada de tăcere. Veți afla încet, încet. Acest personaj este dispus să studieze cu valetul de monede, cum să reaprindă pasiunea dintre voi sau, știu, sau poate voi vreți să reaprindeți pasiunea dintre voi și cealaltă persoană. Însă, totuși, vedeți, ideea este că apare asul de bute de două ori. Există potențial. Sunteți fără limită. Există potențial de manifestare. De nou început. Da, am văzut și asul de monede, la un moment dat, de stabilitate. Dacă vreți. Acum, repet, adaptați-vă mesajele pentru că sunt mii de oameni care ascultă în lunile bune, repet, sunt și zeci de mii. Bine, eu dacă fac mai rar, posibil că pierd din vizualizare. Da, asta e, fac și cum pot. Cam atât deocamdată. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și multă iubire în Marte, în luna lui Marte. Numărul 2. Cei care ați ales numărul 2.
Această inimă rozalie. Probabil că e o dragoste dulce, suavă, translucidă. Curățăm cărțile. Hai, se vă floricelele? Mâine, când o să fac portalul 3 a 3, o să vă, sau astăzi o să vă pun și ghiocei. Am uitat să vă pun ghiocei. Hai să vedem situația în care sunteți. Dacă nu vă recunoașteți, căutați al meu. Numărul 2. Situația mea. Oh, 5 de spade, jocuri mentale, bârfe, invidii, asul de spade. Dar veți afla adevărul, se va comunica un adevăr, asta e cel mai important. Și 5 și 1, 6. Vă veți elibera de aceste jocuri mentale, strategii, bârfe, intrigi și veți mai merge, că 6 merge către soare, către lumină, către... Ia uite, către asul de bâte. Frumos, către un nou început, către o nouă pasiune, că vorbeam de dragoste, de pasiune. Ia uite, 2 de cupe, asul de bâte. E posibil, dacă vreți, dacă știți să-l manifestați și vreți, posibil o nouă pasiune vă așteaptă. Dar hai să vedem o dată. Am văzut magicianul, apropo de manifestare. Faetonul, brac sau săgetător, determinare. Determinare de a-și împlini visul, dorința. Cât am zis? Ia mai zic o dată. De două ori, soarele am văzut. De trei ori. Am fost confuzii, mergeți către lumină. Către soare, că ziceam? Soare. 2 de spade. Uf, 10 de spade. Zic că ar fi bine să fie așa. Dar o să clarificăm. Cu alte cuvinte, dacă aveți de ales în această perioadă, alegeți soarele, alegeți trezirea, alegeți conștiința, creșterea spirituală și odată cu creșterea spirituală vor crește multe. Inclusiv pasiunea pentru viață, dorința de a cunoaște, de a iubi în alte coordonate, într-un alt sistem de valori și să lăsați strădările, durerile, bolile, perioada în care oamenii v-au pus la pământ. Însă, le lăsăm așa. Că o să și clarificăm. La capătul setului de cărți, 5, probabil că sunt regrete. 4 de cupe, o ocazie pierdută, un refuz, refuzul iubirii, care a dus stres. Probabil distanța dintre voi a creat acest stres, niște secrete care au rănit și mai mult, intuiția că sunt niște secrete. Ați simțit că sunt niște lucruri ascunse și va răni și mai mult faptul că nu s-a comunicat despre ceva. Însă, e o ocazie pierdută. A spune că cineva se trezește. Ori voi, ori persoana la care vă gândiți. Hai să și clarificăm. Soarele, 2 de spade. Cineva a blocat, sper că nu acum, sper să fie totuși la trecut. Eu uneori vorbesc la trecut, deși a trebuit să vorbesc la prezent. Asta e un obicei, probabil din cauza că realitățile la mine se întrepătrund. Trecut, realitățile, timpul, trecut, prezent, viitor, uneori fuzionează. Cineva a blocat fericirea din niște considerente, a refuzat. Această fericire, acest as de cupe.
Și apoi a rămas cu acest sentiment de trădare, de durere. Cred că mult timp cu trei de spade a plecat, a plecat și a luat cu sine suferința, eu asta simt. Însă, hai să vedem totuși. Asta e situația. Hai să o și clarificăm. Doi de cupe văd. Clarificăm soarele, vă rog, o dată. Clarificăm soarele. Pur și simplu. Clarificăm soarele pentru numărul 2. Ia uite, asul de monede. Cineva își blochează emoțiile cu 7 de monede și emoții, cineva își blochează și apără emoțiile sau nu vrea să se știe de fapt ce simte. 10 de monede. Dar în secret... O energie masculină, aș spune. Iubește în secret cineva. Cineva iubește în secret chiar dacă încearcă să nu arate. Clarificăm doi de spade. Ia-s multe, nu pot să iau pe toate. Am alunecă. Doi de spade. Doi de spade pentru numărul 2. Haide. Doi de spade pentru numărul 2. Arată-ne și nu. Ca să înțelegem mai bine. Poate sunteți voi, poate este persoana la care vă gândiți sau care, nu știu. Repet, poate voi, ar fi frumos, voi să blocați suferința, să încheiați un ciclu în care oamenii vă opuză, vă dezamăgiți și să manifestați ceva nou. Cu încredere, cu voință, cu creativitate, cu sexualitate, cu ce vreți voi. Dragoste de viață. Că tot e primăvara. Doi de spate, doi de spate, doi de spate. Am văzut 6 de cupe, da. Cavalerul de cupe. A, temperanța, cavalerul de cupe și regina de spade. Simt că ar putea să fie o relație între doi oameni, dar cu vârste diferite. Eventual, energia masculină, cavalerul să fie mai tânăr decât regina. Dar regina de spade, trecând peste orice zodie, este o regină care... nu permite... în preajma sa, orice persoană. Este o persoană, știți voi, regina de spade este o persoană care a iubit foarte mult, dar care a pierdut, ori printr-o boală, ori printr-un deces, ori printr-un divorț, această dragoste. Și regele de spade tot cam așa e. Și devin extrem de precauți. Posibil, dacă voi vă recunoașteți, ați blocat doi de spade, dragostea, poate că voi ați refuzat dragostea, acest cavaler de cupe care a venit să vă ofere, știind că ați mai fost înșelați, înșelate.
Și din dorința să, de a vă da timp să vă echilibrați, să vă vindecați de vechile traume. Ia uite, ați avut de-a face cu situații toxice. Acum însă, în această perioadă, sunteți chemați, chemate, orice ați fi, eu știu, dacă sunteți cavalerii sau dacă sunteți reginele, oricine ați fi, sunteți chemați să alegeți odată. Să renunțați la această trădare, să nu vă mai gândiți nici la aceasta, nici la celelalte și să manifestați ceva nou. Ați început cu soale și e de bine. Hai să vedem totuși 10 de spade. Oricineva cu soare în semn de pământ se manifestă în această perioadă, în viața voastră, cineva cu soare în semn de pământ sau are soarele pe o casă a doua, a șasea sau a zecea. Poate chiar să fie... Asul de bâte. Da, a venit așa un pic pe orizontal, să zicem. Un început pasional cu cineva s-a terminat cu mare suferință. Dar, foc aer, pe de-o parte, a zice că dă bine, nu? Foc cu aer. Dar uite, s-a lăsat cu suferință. Și nu vorbesc de zodii, vorbesc de energie. Pasiune. Pasiune, dar care, din niște motive, a lăsat o mare durere în sufletul cuiva. Însă, că vorbim de situație, alegeți. Posibil acest personaj să-și mai încerce o șansă. Știu. Dacă i-ați refuzat. Ia clarificăm asul de monede. Asul de monede. Asul de monede. Asul de monede 2. Dragostea în martie. Mai începe frumos. Începe cu mare potențial. Aș spune potențial de vindecare, că așa a apărut. Vindecare a blocajelor, a vechilor blocaje, a vechilor traume. Dacă ați avut aventuri sau oameni aventuroși care v-au rănit, vă puteți vindeca. Și soare înseamnă vindecare. Și puteți materializa poate o romanță, în adevăr. Încerc să dau și variante pozitive pentru că vreau să vin cu vibrație. Uite, judecata. Poate să fie împăcarea cu cineva. Asta de monede. Asul de monede, te rog frumos. Hai. Mai cu încredere. Aer. Soare, as de monede, taur, fecioară, capricorn, eventual, dacă vreți, și aer. Însă, aceste cărți sunt foarte frumoase. Gândiți-vă. Exact cum am zis mai devreme. Gândiți pozitiv ca să puteți manifesta ceva consistent. Acesta e sfatul. Gândiți pozitiv. În vibrație înaltă. Ca să puteți manifesta, să atrageți iubiri serioase, adevărate și consistente. Cavalerul de cupe e frumos. Dar dacă sunteți prea mentali, apare totuși aerul, dar am zis, aerul a blocat din cauza unor traume mai vechi. Eliberați-vă, vindecați-vă de acest blocaj, încercați să nu mai... Ia uite, trei de bute, să sperați. Dați-vă, ia uite, să fiți vulnerabili. Dați-vă șansa să sperați și să vă vindecați. Să fiți vulnerabili. Pasiune este, dragoste este, dar e prea mentalizată. În acest, nu știu dacă sunteți voi care sunteți mentali sau ei, dar cred că și voi.
Clarificăm și asta de bătea de curiozite. Ala care a provocat durere. Sau posibil să vă fie teamă din cauza experiențelor anterioare ca orice pasiune exprimată sexual într-o anumită formă să vă dezamăgească mai devreme sau mai târziu. Că asta face Regina de Spade. A fost dezamăgită. A iubit multă pasiune. Ori a murit soțul, iubitul, ori s-au despărțit și la fel, repet, și Regele de Spade. Sau au fost înșelați. Ia uite, water, apă. Aș spune că e o teamă de vulnerabilitate, moarte. Poate într-adevăr ați pierdut pe cineva. Poate. Într-o anumită formă e pierderea asta, nu neapărat să moară. Poate s-a încheiat relația dintre voi și cineva pe care i-ați iubit, dar vindecați-vă de acest blocaj ca să dați șansa unei alte persoane să vă iubească și să iubiți. Există posibilitatea să vă vindecați, totuși central. Nu blocați vindecarea, ci vindecați blocarea. Blocajul, mai bine zis. Eu asta văd. Și se încheie cu moarte. Vedeți că astăzi e mâine, de fapt. Da, s-o luați la zero. E portalul 3 a 3 a. 3 și cu 7 vibrația acestui... nu, 3. 3 și cu 3 e 6, da? Și cu 7, 13. Sper că trecând prin acest portal, apropo de 2, e ca un portal. Trecând prin acest portal, poate ar fi frumos să vă transformați. Să vă dați șansa la dragoste într-o anumită formă. Și dacă vă dați voi șansa, Universul va veni cu soluția. Într-o anumită formă. Cu partenerul potrivit. Ne uite. Ați așteptat. Cu spânzuratul. Ați rămas în stand, ia uite, 9 de spade. V-ați luptat cu voi, cu dorințele voastre, v-a fost teamă. Unii, sau poate personajul la care vă gândiți, nu știu. Hai. Odată. Poate lor le teamă să fie vulnerabili din cauza unor experiențe neplăcute. Ia uite. 2 de bâte. Alegeri. Apropo, 2 de spade, 2 de bâte. Alegeri. O discuție, poate, ar fi frumos. Undeva la restaurant, la o masă, la o cofetărie, la ceva și să stabiliți lucrurile. Da, de două ori. De trei ori. Șase de... Patru de cupe de două ori. Cineva tot privește în trecut. 9 de monede. 10 de monede. Mai personajul... Wow. Și asul de monede încă o dată. Wow. Nu știu, care pe care s-a refuzat, cine pe cine a refuzat, 4 de cupe. Aici arată un bărbat care se uită în trecut, în urmă. Are tentația, are pasiunea în față. Și totuși... Repet, puteți să începeți o nouă relație. Și în această nouă relație partenerul vă va adora, vă va susține, vă va... Dar cu 7 spade nu vreți să exprimați, n-ați vrut, eu zic să vă vindecați. Poate cineva v-a pus prea mult în așteptare și sunteți dezamăgiți. Voi știți, sunteți mulți. Dar eu zic să vă vindecați totuși. Hai să clarificăm 4 de cupe. Sunt multe. Clarificăm 4 de cupe. Ioi, ia uite, a venit lumea invers. Nu
Nu știu, dragii mei, nu știu cine pe cine a refuzat, dar în momentul în care cineva a refuzat dragostea, celălalt, aș spune că i s-a dărâmat întreaga lume în momentul în care trage, nu știu, toate speranțele, toate viziunile. Și totuși, nu știu ce, cu temperanța simt că ar putea să fie o împăcare. Iar apare, ia uite, justiția, o reechilibrare, 9 de cupe. Iar împăcare, vindecare. Și lumea, când apare lumea invers, înseamnă un capitol neîncheiat. Eu aș spune că e împăcare între voi și cineva. Acum, voi vedeți. 9 de monede. Da. 2. 3. Ia uite, diavol, obsesia. Obsesia cuiva față de voi. Îndrăgostiția. Trebuie să alegeți. Între a rămâne independenți și singuri sau accepta acest nou început și a vă lăsa iubit sau a iubi. Chiar dacă uneori pare, ia uite. Îndrăzniți să mergeți cu faetonul, să ieșiți din însingurare și să mergeți către vindecarea voastră. 10 de monede. Wow, ce-a sărit asta. Ha! Ce asta? 5 de bâte invers. Mai într-un mod neașteptat se va, totuși se va manifesta acest nou început. Casul de monede apare de două ori. Doi de cupe. Între voi și sufletul vostru pereche. Vedeți cărțile? Cinci de bâte este foarte conflictual. Dar faptul că a venit invers sugerează faptul că cineva vrea să renunțe la conflicte și să construiască, să aibă victorie, să manifeste, repet, o relație de lungă durată, de la as la 10. Clarificăm asta de monede. Energia. Știți cum văd eu? Dacă până acum nu v-ați vorbit, n-ați vrut să arătați nici unul, nici altul, rănile voastre din trecut, dorințele voastre actuale, eu știu, speranțele voastre viitoare, eu știu, ce, cum mai vreți voi. Interesant. Ar trebui să puneți niște flori în cameră ca să vă stimuleze pasiunea, creativitatea. Acest as de monede vă poate reechilibra. Apare 6 de monede. Cu alte cuvinte, o reîntoarcere. O reîntoarcere în care învățați să fiți vulnerabili. Și să vă bucurați de această dorință. Că mărul ăsta reprezintă tentația, dorința. Trebuie doar să îndrăzniți. Și cred că totuși cineva va încerca să întoarcă. Dacă voi vreți să le dați șansă, bine. Sunteți. Evident, cine vine, dacă vine personajul care v-a trădat, sper că nu. Dacă vine personajul pe care i-ați refuzat din cauza că erați deja îndurerați, ia uite, regele de cupe, dragoste. Și în spate regele de spade, o să fi fost doi oameni. Eu așa simt. Poate manifestați doi oameni și aveți de ales de vindecat. Manifestați doi oameni. Unul rece distant care va dezamăgi și va
nu știu dacă trădat, v-a durut. Și ce era foarte tandru. Bărbat, femeie nu contează, dar apare totuși energie masculină. Vedeți voi, la regele de spade sunt trei persoane. Poate acest personaj era căsătorit. Sau poate era căsătorit cu voi și v-a înșelat. Iar că de-aia apare regele și regina de spade. Am zis, regina de spade a iubit. Și ce a văzut? Că a fost trădată? Na. Și totuși, repet, aveți un potențial în această perioadă. Să fiți fericiți. Ați văzut 9, 10, asul de monede. 6 de monede. Echilibrarea situației între... N-aș spune măști, lipsa comunicării și a vulnerabilității și acest as, deschidere, tandrețe, senzualitate, îndrăzniți. Bine, nu vă dau sfatul, dar repet, există potențial. Totuși, cineva aici iubește. Și dacă vreți să vă bucurați de dragoste, voi alegeți. Un bărbat adoră o femeie. Asta apare. Un bărbat adoră o femeie. Cam asta e, că nu e etalare personală. Sper că v-a fost cât de cât de ajutor. Ideea este că, până la urmă, fiecare... Își creează destinul, dacă vrea. Predestinarea asta este pentru o altă categorie. Dar noi acum nu vorbim despre lucruri predestinate, ci despre potențiale. Nu știu, eu cel puțin asta încerc. Potențial. Potențial este să vă puteți bucura de o nouă relație, de dragoste, de consistență, de bucurie cu soarele, de căldură emoțională, sexuală, vitalitate, erotism, ce mai vreți voi. Odată. Curăță cărțile. Odată. De două ori. De trei ori. Ce unde te-ai dus? Ia uite. Îmbrățișați-vă emoțiile și relații karmice pentru mine, șabloane relaționale. Îți trebuie putere să recunoști ce ai nevoie să schimbi, exact despre ce am vorbit mai devreme. Și 18. V-a fost frică de emoții, le-a fost-o, poate lor le-a fost frică. Eu știu, dacă vreți să le dați o șansă, oricum îmbrățișați-vă emoțiile. Și fiți în prezent și visați la viitor. Exact ce am zis, gândiți pozitiv ca să se manifeste. Am și eu dreptate uneori, da? Dacă vreți să-mi dați dreptate, îmi bucur. Dacă nu vreți, mai gândiți-vă totuși ce ați avut de învățat, de înțeles în această etalare. Sper că v-a plăcut. În principiu, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Scuzați-mă dacă îmi scârție scaunul, încă nu știu ce să-i fac. Vă pup numai bine. Pentru cei care ați ales numărul 3. Băi, sunt aici 3 șoricei. 1 mai scripitor, 1 plin de pasiune și 1 negru. Bă, sper că renunțați la ăla negru și să rămână la scripitor și ăla roșu, da? Că posibil să fiți într-un triunghi amoros. Posibil. Sau, dacă nu-i triunghi amoros, cei doi, vedeți, interesant, acum am văzut și eu, cei doi sunt cam pe același nivel. Celălalt negru e deasupra lor, încearcă să influențeze. Posibil, da, e diavolul. N-aș spune că e un înger, o energie toxică. Poate să fie și familia, și colegii, și prietenii, și vreun fost, vreo fostă, care vă afectează pasiunea. Unul e foarte, foarte sincer, la strălucitor e super sincer și deschis, celălalt e super pasional. Dar, să vedem totuși. Care e situația dintre voi? Dar eu asta văd deocamdată prin acest medalion. Posibil și fostul și fosta, încă zice el sau ea că vă iubește. Dar dragostea e alta.
Dragostea nu înseamnă toxicitate, nu din punctul meu de vedere. O dată, de două ori situația, de trei ori. Situațiune, 10 de cupe. Cineva meditează. Posibil voi, nu știu, voi meditați cum e să fii super fericit? Lumea, oh, da. Poate că ați încheiat un capitol cu sufletul pereche din niște considerente. Ui, uite, o dragoste a început. Da, s-a băgat cineva între voi. Pentru că patru de spade meditează la trei de spade, la durere, la trădări, la dezamăgiri, la neînțelegeri. S-a spus un cuvânt și s-a înțeles altceva, sau eu știu. Dar, vedeți ce puternici sunteți împreună? Puterea asul de cupe și doi de cupe. Sunteți, am zis. Ăștia doi fără ăla negru. Fără ăla negru. Lumea, poate că e un capitol încheiat și acum trebuie să vă gândiți cum să manifestați. Adică, nu e suficient doar să descoperiți dragostea, să vă vindecați de dezamăgiri. Nu e suficient doar să stați cu sufletul pereche față în față sau să fiți la distanță și să vă transmiteți gânduri, să visați unul la altul. Nu e suficient. Posibil unii dintre voi să vreți mai mult, să veți o casă, să veți o relație, să veți ceva mult mai mult. Ia. Încă o dată. De ce am făcut așa? O să fie de două ori. De trei ori. Iar apare patru de spade. Și asul de bâte. Acum poate vă gândiți și la pasiune, nu doar la dragoste. E normal. Că dragoste fără pasiune nu prea merge. Of, 8 de spade. Împăratul. 6 de bâte. Aici este tiranul și aici este victima. Și aici este atitudinea narcisistă. Băi, sper că... Bănuiesc că e persoana neagră. Dacă e persoana neagră care stă deasupra celor doi îndrăgostiți, eliberați-vă de acest personaj. Valetul de bâte. 7 de bâte. Dar ce atracție! E nebună atracția asta, obsedantă. Obsedantă atracția asta pentru un personaj care e bine. E independent, independentă, în mod special. Diavolul se uită către o... Era un banc. O să vă supărați unii. Era un banc vechi, eram eu tânără. Îmi spuneau că diavolul a vrut să se căsătorească. Diavolul a zis că gata, vreau să mă căsătoresc. Și ce să facă? S-a gândit la o tactică. A început să fluiere pe stradă și l-am dat pe o stradă a fluiera și toate tipele s-au întors în spate să vadă cine fluiera. Pe altă stradă, da, era prin București, parcă. Pe Magheru s-a dus, a fluierat și tot așa. S-au uitat toate tipele în spate. Nu e niciuna pentru mine. S-a dus pe o străduță, a fluierat și ia ca pe acea străduță o tipă nu l-a băgat în seamă. Zic, gata, aia e pentru mine. Exact așa este. Deci o tipă nu l-a băgat în seamă. Aia e pentru mine, că nu mușcă la orice tentație. Cu alte cuvinte, diavolul e cu... cu gândul la o persoană independentă, frumoasă, care gândește în afara cutiei, care nu e căsătorită în afara celor patru băte, în afara, dar e necăsătorită. Acum nu știu care e mai defensiv. Diavolul e defensiv, nu vrea să-și arate sufletul decât pasiunea, focul, atracția, sau poate să fie defensivă și persoana aceasta. E dreptul fiecăruia. Însă, atracție este. Poate că nu arătați niciunul nici celălalt, dar atracție este în această perioadă. 8 de bâte poate să fie și o obsesie. De a avea victorie, de a fi în control, de a fi bărbatul bărbaților pentru o anumită femeie, împăratul. Dar să sperăm că nu e această energie negativă.
influența cuiva. Să nu fie cumva, știți ce văd eu? Mare grijă, analizați-vă dacă vreți să vă bucurează de dragoste, nu doar de sex. Dacă aveți în viața voastră un tată care a fost toxic, încercați să nu urmați exemplu, vindecați-vă, eliberați-vă. Sau vreun șef, sau vreun frate, eu știu, rudă, autoritar, care a încercat să se impună. Lucrurile astea nu merg în dragoste și chiar nici, nu știu, din punctul meu de vedere. Nu ar trebui să dau sfaturi, dar... Of. Nu prea îmi place ce e aici. 8 de spade, clarificăm, ia curățăm cărțile. 8 de spade. Ce-a apărut? Magicianul și 10 de cupe. Să zic, e obsesia cuiva, a voastră, de a manifesta fericirea. Căsătorie fericită, am văzut mai devreme cu 10 de cupe, da? Și magicianul. Eventual, vreți să persoana aceea independentă vreau să o legați într-o căsătorie? Nu știu cine sunteți. Opa, regele de monede. Taur, fecioară, capricorn. Asul de spade. Dorește un nou început să renască. Să renască. Să se împace eventual cu sufletul său pereche, 2 de cupe, i-am văzut mai devreme, după o perioadă de blocaje. 9 de bute în această carte reprezintă blocaje, dar e foarte determinat să sară, să treacă, să le spargă, să dea cu ele de pământ și să manifeste o renaștere. Judecă că își dorește un nou început în temei, în adevăr. Stabilitate. Împăratul, clarificăm împăratul. 3 de cupe. Sper că n-a fost un triunghi amoros la un moment dat, că tot apare triunghiul. Dar dacă e, totuși. Independența cuiva, exact, 9 de monede, atrage. Atrage al naibii și victorile cuiva atrage. E probabil personajul respectiv este public cu steaua. Sau, nu știu, lucrează în steaua. În astrologie vindecă, lucrează pe internet, are succes, o anumită formă de succes suficient cât persoana se simtă confortabilă în independența sa. 3 de cupe, apare. Dar e pe orizontal. Deocamdată posibil e în schimbare 3 de cupe. Dacă au fost 3, cred că vor rămâne 2. Să sperăm că rămână aia 2 ca lumea, nu cei toxici. 6 de spade. Cavalerul de monede. Iar fecioară, mă special, poate și taur, poate și capricorn, cavalerul de monede. Vrea să aibă victorie. Nu știu dacă sunteți voi. Vrea să construiască. Cavalerul de monede merge spre regina de monede, spre regele de monede și apoi în timp spre împărat. Energie stabilă. Am văzut și regele de monede mai devreme. Sper să vă ajute aceste informații. Unor obosesc să creez scenarii. Prefer doar să citesc cărțile. Că fi cineva cu Marte în leu sau cineva cu planete în fecioară, iar variază. Dar dacă știți că ați fost în situații toxice, cine vrea să manifeste fericire, știe că trebuie să se dezlege din 3 de cupe, din alte, eu știu, complicații și să-și reconstruiască. Cavalerul de monede construiește pas cu pas, e determinat, e încăpățânat. Și e bine să fii încăpățânat. Bine, cam toți sunt încăpățânați într-o anumită direcție. Acesta e încăpățânat în a construi ceva, în a avea victorie. În relație bănuiesc. Ia uite, 9 de cupe. Învață să se iubească și știe că iubind își atrage, ia uite, își atrage iubirea adevărată. Ce frumos, măi! Bravo! Da, 9 de cupe și îndrăgostiți. Sunt în lucru și dragostea față de sine și alegerile și investițiile în persoane care merită. Da, în ce merită să investești? În dragoste adevărată, în vindecare, asul de cupe înseamnă și vindecare. Ați văzut, asul de cupe înseamnă potențial.
Am mai dat totuși 3 de cupe. Hai să clarificăm. 3 de cupe. Fuguța. Iuca. 7 de bâte. 7 de bâte reprezintă granițe. Am zis, în acest triunghi amoros, o persoană a fost foarte, este strălucitoare. Chiar am văzut steaua mai devreme, da? Posibil acea persoană, dacă a intuit că mai e o a treia influență, a pus granițe personale. Cu alte cuvinte, a blocat acest triunghi amoros într-o anumită formă. A încercat să-și regăsească controlul. Și atunci, ia uite, emoții sunt. Dar trebuie să fie un pic și cu capul pe umeri și picioarele pe pământ. Emoții sunt. Dar. Vedeți, apa fără pământ se pierde. Pământul fără apă se crapă. Și cine a pus granițe personale în acel context toxic, îl provoacă pe celălalt să se lupte, pentru că 7 de bâte este și luptă. Ambiție. Am zis. Ambiție de a trece peste blocaje. 9 de bâte. Interesantă experiența asta. Clarificăm cavalerul de monede și 6 de bâte prin cavalerul de monede. Ioi, sunt multe. Determinare, să zic, cu faetonul. Hai să iau doar pe asta. Determinare și regina de cupe. Ce e interesant. Ia uite, măi, ce cărți. Deci ce împinge, să zic, e ca și când ar fi un... Care e cuvântul? Îmi vine fuel. Energia care alimentează mașinăria asta. Că faetonul reprezintă mașina, mașinăria, determinarea noastră, da? Ce alimentează determinarea acestui personaj sau a voastră? Ce alimentează? Dragostea. Sau regina de cupe, femeia aceasta sensibilă, sărutul acesta care e un sărut. Probabil cineva s-a sărutat în secret și a descoperit că simte multă pasiune, că își dorește să fie stabil pentru o anumită persoană. Uite, roata norocului, schimbare de energie, foc, pasiune. Împăratul, control. Împăratul apare de două ori. E o energie masculină care vrea să fie în control. Vrea să devină stabilă. Luna și sărutul și regina de cupe. Deci sărutul ăsta între lună și regina de cupe, între două elemente care țin de apă. Bine, pentru mine această lucrare, eu când am făcut-o, i-am dat numele sărutul de 5 stele. E un sărut care trezește, e lumină între cei doi. E lumină. Și emoții. Probabil că aveți aspecte, lună sau eu știu ce aveți. Și acest sărut, foarte... Da. Vă scoate dintr-o lume în care ați trăit, dar n-ați simțit atât de profund. Deci, toată această poveste stă în spatele faetonului. Cu alte cuvinte, povestea aceasta împinge din spate determinarea cuiva. Sau îi fac să fie determinat, să cucerească, să aibă victorie, să construiască. Eu așa văd. Uite, 9 de bâte. Exact, cum zic mai devreme. Că vorbesc despre voi, că vorbesc despre persoana la care vă gândiți, sper să vă găsiți poziția, pentru că totuși etalare colectivă, nu e personală. Și ascultă câteva mii de persoane, da? Da, ceva a fost, sper să recunoașteți și să vă bucurați de potențialul acestei perioade, acestui Marte. Că puteți manifesta fericirea. Ia. O dată. Energia intimă dintre voi, de două ori. De trei ori. Destul de mult stres din partea... Cred că din partea ei. Stres din partea ei și totuși el nu știe cum să abordeze. Interesant. Vă oglindiți. Am senzația că atunci când sunteți stresați, sunteți amândoi stresați. Când vă bucurați, sunteți amândoi bucuroși. În fine.
ce frumos, ritualul. În ce sens ritual? Vă vindecați unul pe celălalt. În momentul în care sunteți împreună, vă vindecați. El începe să-și expune vulnerabilitățile cu mai multă încredere. Trei de bute în acest context, dacă e distanță, aș spune că puteți să vă regăsiți. La ceas de seară, sună frumos, nu? Iar îi sărut, aici este un sărut. Probabil că vă place foarte mult să vă sărutați unul pe celălalt. Mai e judecat, mai, nu e așa că seamănă. Ce pentru o cărță arată împăcare? Arată împăcare. A legătură foarte profundă, care probabil o simțiți din alte vieți. Îngerii v-au adus împreună ca să creați ceva împreună. Nu știu dacă musai să aveți copii, cât copilul poate să reprezinte un concept, un proiect. Și cavalerul de bâte. Pasiunea dintre voi să vă ducă până departe. Ia uite. Ați așteptat acest suflet pereche. 6 de monede care să vă echilibreze. Împăratul ăsta așteaptă și el de mult timp. O energie feminină care să-l... cum are cuvântul? Care-i cuvântul? Să-l mai modeleze. Apare împăratul de 4 ori, de 3 ori. Aici, în seria mea de cărți, împăratul este foarte... neșlefuit, foarte dur, colțuros, aș spune, nu, colțuros. Și acest suflet pereche, această dragoste care este între voi și știți voi cine, poate să șlefuiască, să îndulcească un pic colțurile acestui individ. Clarificăm, te rog frumos, ritualul. Energia sexuală dintre voi. Probabil că vă place să explorați anumite... Care e mesajul? Posibil că veți face dragoste la drum, trei de spade și cavalerul de bâte, sau poate veți călători undeva unde puteți să faceți dragoste în liniște, ne influențați de nimeni. Ia, uite ce mai aici. Ce a apărut? 7 de bute iar. Ia, uite, determinarea lui de a o cuceri, de a o dezbrăca, de a o vulnerabiliza pe dânsa. Ha. Și ea probabil că se lasă cucerită. Pentru că știe că între voi... Știți ce frumos era momentul ăla din Regatul Cerului, care cavalerul făcea dragoste cu o regină și a conștientizat ce spunea, că între noi doi este lumină. Ce frumos. Îndrăgostiții. Ia uite și steaua. Dragostea asta vindecă. Vindecă. Trei de bâte. Trei de bâte, 10 de cupe. Speranța că veți fi fericiți. 10 de cupe iar apare de 2 ori. Se confirmă. Magicianul și 3 de bâte. Posibil, ori voi, ori persoana despre care vorbesc, vrea să manifeste această reîntâlnire. Vrea să vină de la drum. Dacă a fost distanță, vrea să vină de la drum. Magicianul reprezintă Mercur. 3, o anumită formă de Mercur. A lui Mercur, pardon. Cuvântul și sărutul. Posibil aveți aspecte în gemeni, unii dintre voi. Nu știu, sau sărutați foarte bine, sau vă simțiți foarte bine când vă sărută cealaltă persoană. 10 de cupe, am zis iar. Și temperanța, am zis, vă vindecă, vă face fericiți, vă vindecați unul pe celălalt. În momentul în care sunteți împreună, în momentul în care vorbiți, în momentul în care vă îmbrățișați, vă atingeți. Judecata. Ops. 2 de spade. Dacă ea a fost mai năzuroasă, posibil că
cu ceva determinare, cum am văzut, o puteți convinge. Că judecata. O puteți convinge, nu știu, cu determinare, dar și cu răbdare, cavalerul de monede. O puteți convinge să vă împăcați, să renunțe la un fel de a fi poate prea rațional. Cu judecata și doi de spade, posibil energia feminină e prea rațională. Are capacitate de vindecare, are pasiune, dar uneori e prea rațională. Și totuși pasiunea e... E și adorată, dar cred că nu știe că e adorată, că e iubită. Pasiune are, frumoasă este, are talent, multitalentată, să zic, cu trei, cu bărăteasa. Dar... Iar un alt mesaj, dacă a fost un triunghi amoros, veți alege. Veți alege să manifestați această... Eu simt că e împăcare, dar în fine, cavalerul de bătut, eu asta simt. Cavalerul de bătut odată. Ia că nu mă mai așteaptă. Asul de băte! Mai e posibil că veți alege să mergeți într-o călătorie, să începeți să manifestați ceva nou. Nou ăsta, de care vă e dor. O nouă etapă în viața voastră. Să vă iubiți și să... Da, undeva la drum. Să nu vă influențeze nimeni, să nu vă deranjeze nimeni. Să stați câte nopți vreți, câte zile vreți împreună. Am mai apărut la un număr. Să ardeți până la ultimul fier de cenușă. Găsiți și voi metafore. Asul de bâte. Posibil el își dorește totuși un copil cu ea. Da, ia uite, regina de bâte, iar apare doi de cupe. Și conexiune emoțională, dar și super pasiune. Eu asta văd. Dacă voi vedeți altceva, uitați-vă și interpretați-vă cărțile. Mesaje de la înger odată. De două ori. De trei ori. De trei ori. Ia. Romanță! 3 și cu 5, 7. Faetonul despre care am vorbit. Da, vreți să vă copleșiți unul pe celălalt cu sărutări, cu îmbrățișări, cu atenție, cu afecțiune. Ce fumif, mă, dă mâna! Fii doritor să exprim dragostea. Nu mai reține. Cine mai reținut e doritor să exprime dragostea. Ai credință că vei fi fericit, da? Fericită. Și 22 se însemne ceva. Lucrurile sunt mai profunde decât par a fi, dar probabil sunt niște traume din copilărie ale cuiva, dar alegeți dragostea. Alegeți dragostea. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și să aveți un Marte pasional. Ciao!